Carmen Iohannis ar putea fi audiată la parchetul general în dosarul casei obținute cu acte false peste 2 săptămâni. Soția președintelui României urma să fie chemată acum 1 săptămână și jumătate, dar audierea a fost amânată, deoarece cuplul prezidențial se afla în Marea Britanie. Informații în exclusivitate vin chiar acum de la Adina Anghelescu, jurnalist Antena 3.ro. Adina, bună dimineața! Bună dimineața! Ce se știe despre această posibilă audiere a lui Carmen Iohannis? Da, la parchetul general s-a stabilit, din datele pe care eu le am, data la care doamna Carmen Iohannis va trebui să vină la audiere, peste 2 săptămâni, adică, așa după cum am numărat în calendar, în data de 10 decembrie, cel mai precis, iar doamna Iohannis, dacă nu se va prezenta, este posibil să se emită și un mandat de aducere, pentru că ar fi a doua oară când s-ar tergiversa această audiere. Aceasta e informația pe care o am și sperăm că de data aceasta doamna Carmen Iohannis să nu mai găsească motiv să nu se prezinte, pentru că ar fi rușinos, spun, ar risca mandat de aducere. Și ar fi rușinos de ce? Pentru că fiind soția președintelui, trebuie să dovedească în primul rând că are încredere în actul de justiție, în legile țării și să le respecte totodată, așa după cum toți cetățenii suntem obligați să facem lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult! Așadar, informație de ultimă oră care vine de la Adina Anghelescu, Carmen Iohannis ar putea fi audiată peste 2 săptămâni. Vă reamintesc că au fost foarte multe semne de întrebare. Aceasta a fost citată la audieri. Nu s-a prezentat deoarece îl însoțea pe Klaus Iohannis într-o vizită la Londra. S-a anunțat în ziua audierii că a fost transmis un fax prin care procurorii erau înștiințați de faptul că doamna Carmen Iohannis nu se va prezenta la audieri.